Primarul general al capitalei a lansat acuzații dure în legătură cu situația urbanistică a orașului. Nicu Șordan arată din nou cu degetul spre mafia imobiliară care vrea să acapareze capitala cu totul. Edilul susține că adoptarea planurilor urbanistice zonale pentru cele 6 sectoare ale capitalei în timpul administrației anterioare reprezentată o afacere de corupție de câteva miliarde de euro și a enumerat chiar și câteva persoane despre care consideră că într-o țară civilizată ar trebui să fie azi în pușcărie. E evident o complicitate cu mafia imobiliară. Eu am precizat azi în conferința de presă care sunt persoanele care eu cred că într-o țară civilizată ar trebui să fie azi în pușcărie. În primul rând, arhitectul șef din momentul în care s-au votat puzurile de sector. Da, domnul Ștefan Dumitrașcu, care acum e arhitectul șef de la domnul Negoiță, la sectorul 3. S-a mutat de la primăria capitalei la sectorul 3. Pentru că el a spus consilierilor generali care au votat, aceste puzuri sunt legale. El a garantat că face un raport. Consilierii generali au alte meserii, nu trebuie să știe legalitatea tot ce votează. Nicu Șordan califică puzurile de sector drept o afacere de corupție. Edilul capitalei este de părere că și alte nume cu funcții responsabile în verificarea documentațiilor s-au făcut că nu văd ilegalitățile. Apoi toți oamenii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, și central și local, care, repet, de 3 ani trebuiau să verifice dacă aceste documentații sunt legale sau nu și n-au făcut nimic. Și apoi prefecții, începând cu domnul Greblă și terminând cu domnul Hopincă, da, care au avut pe masă cererea de verificare a legalității și care de asemenea n-au făcut nimic.